Până pe data de 23 iulie, între orele 5:30-10, Primăria Bacău desfășoară acțiunea de tratament Avio pentru combaterea țânțarilor pe tot perimetrul municipiului. Pentru această acțiune se va folosi insecticidul Aqua Caotrine, substanță pentru combaterea insectelor zburătoare avizată de Ministerul Sănătății. Acest insecticid este un produs cu toxicitate scăzută. În aceste zile se desfășoară un tratament Avio contra țânțarilor. Substanța folosită pentru combaterea țânțarilor este avizată de către Ministerul Sănătății. Ea nu este dăunătoare pentru animale, păsări și oameni și are un grad de toleranță extrem de ridicat la albine. Anul acesta, operațiunea de dezinsecție a întârziat pentru că firma care a câștigat licitația nu a achiziționat substanța în timp util.